Bună dimineața, se aude bine, da? Și aici. Foarte bine. Perfect. Ne bucurăm să ne vedem. Bun. Aici în Montreal este dimineață. E ora 8, așa că ne bem cafeaua. Dumneavoastră în România, după amiază, vă beți ceaiul. Noi suntem după amiază și tot o cafea bem. Da? Da, sigur. Ca să rezistăm la tirul la care vom fi supuși. Cel puțin așa aștept eu și atunci când am fost, când predam, totdeauna mă opream și vedeam fetele care vorbeau și întrebam, de ce nu mă întrebați pe mine? Deci totdeauna un învățământ interactiv și nu o conferință academică băzăitoare și foarte importantă. O discuție. O discuție asupra fiecărui subiect și iată, observ întâi și întâi că Elena Cojocari ar fi din Moldova. Exact. Da? Da. Pentru că sărut mâna este această formulă și am un prieten la Dacia Literară, Cojocari, Vitalie Cojocari și basarabean. Și da, am avut studente și multe absolvente care erau atrase din felul meu, de fapt știu și rusește, așa, ca să pot corecta lucrările, ca să pot discuta, să atrag atenția asupra ce e important. Și iată, domnișoara Cojocari arată a fi așa. Domnișoara Alexander pare a fi nemțoaică, pentru că această formă este nemțească. Nikita este scris cu capa și nu știu cărei origini aparține. Silvana Andrada e numai frumoasă și nu spune nimic a numele ei. Și iată, Luminița Cornea, tot așa. Otilia Tunaru. Despre Adina Vukovici am vorbit și am spus că mă tem de ea. Dacă va deschide vorba cu mine, pentru că mi se pare foarte tăioasă. O poză, îți alege o poză să te caracterizeze. Deci am ales o poză bleagă. Da. Bună dimineața! În primul rând voiam să știm, Ștefana, dacă ești pe poziție și dacă putem începe filmarea. Aș vrea să vă anunț că această conferință va fi filmată, deci ne dați acordul toți ca să putem filma, da? Și apoi va rămâne o amintire pe YouTube, la care ne vom întoarce mereu și vom putea revedea cu mare plăcere. Sigur. Ștefana, deci vom mai fi și mai tineri atunci. Da. Ștefana, te rog frumos să demarez înregistrarea. Spune-mi, te rog, când... Este. Este deja începută înregistrarea. Ah, ok. Da. Bună ziua tuturor, de aici din Canada, unde e dimineața ora 8, iar pe meleagurile natale este ora 3 după amiaza. Ne bucurăm să ne revedem la o nouă conferință din seria de conferințe online Junimea Română, Diaspora și România împreună. Așa cum remarca domnul profesor Dumistrăcel, suntem de pe ambele maluri ale Prutului și aici, la Școala Junimea, dar iată și online, avem oaspeți din Chișinău, avem oaspeți și din alte orașe ale României. Aș vrea să subliniez faptul că doamna Silvana Andrada Tkachenko, poetă, este aici cu noi. Copiii junimiști au venit la această întâlnire, în care, pentru că este săptămâna dedicată zilei de naștere a poetului Grigore Vieru, astăzi vorbim despre poeți ai cetății. Alexe Mateevici, Grigore Vieru, Nicolae Dabija. Poeți care au cultivat și au promovat o comoară limba noastră, cea română. Să nu uităm condițiile,
împrejurările de atunci, când au înfruntat intimidări, interdicții, cărți sau poezii de ale lor au fost interzise pentru că principiul românesc era cumva interzis, limba română era interzisă, au fost vremuri când s-a trăit așa ceva. Dar prin poezie, prin artă, prin arta cuvântului, prin metaforă, putem multe mesaje, simboluri să le transmitem. Să nu uităm că Grigore Vieru a compus versuri ale cântecelor nemuritoare ce au trezit conștiința națională românească în timpuri în care era interzis să se scrie cu caracterul latin sau să se vorbească în limba maternă. Aș vrea să vă spun contextul de astăzi, de aici din Canada, este cumva asemănător. Să nu uităm că este o revoltă la Ottawa, ieri au fost arestări, au fost forțele de ordine care au suprimat sângeros revoluția de acolo, până în prezent este o persoană decedată și se pare o femeie rănită, dar nu se știe nimic exact pentru că nu avem voie să vorbim. Au fost în jur de 80 de arestări, iarăși nu se știe exact câte. Avem tătici de la școala românească care sunt acolo în linia întâi și nu se știe despre ei ce este. Astăzi soții noștri pleacă spre Ottawa și dacă vor fi ca ieri arestări, nu știm, dar ne așteptăm la orice. Important este să fim solidari în aceste momente de interdicții. Nu ne așteptam ca să retrăim vremuri din acestea, dar iată că istoria se repetă la scară mai mică sau mai mare. Dar astăzi, pentru că este o zi deosebită aici, foarte tensionată, în care nu avem voie efectiv să vorbim de ceea ce se întâmplă la Ottawa, cred că conferința de astăzi este binevenită și ne vom aminti cum poeții noștri au ținut flama românismului, a demnității umane în vremuri de interdicție. Dragi copii, să le urmăm exemplul. În toate conferințele și în ceea ce noi promovăm, în afară de faptul că învățăm poezii sau despre viața unor personalități, învățăm care sunt valorile noastre, demnitatea, pentru că până la urmă în viață cel mai mult contează libertatea interioară, oriunde ne-am găsit pe pământ. Să nu ne uităm rădăcinile, să nu uităm cine ne-au fost strămoșii, să nu ne uităm mai ales istoria. Cine nu-și cunoaște istoria, îi va repeta greșelile. Așa că, astăzi la această temă despre poeții ai cetății, care cu sacrificii au scos, cum este Grigore Vieru, a scos oamenii în stradă și au reușit să readucă scrisul latin și limba română ca limbă națională, așa și aici, noi astăzi avem lupta noastră. Noi am rămas acasă cu copiii și facem această conferință, soții noștri au luat drumul spre Ottawa, așa cum v-am spus. Nu știm ce se va întâmpla acolo, nu știm dacă va fi ca ieri, dacă va fi înăbușit în forță, dacă vor fi arestări. Vă dați seama ce este în inima noastră, dar mergem mai departe. Pentru că în viață avem nevoie de frumos, avem nevoie să vorbim de poezie, de poeți. Și avem nevoie să fim uniți, solidari. Iată că în această întâlnire transoceanică și peste Prut ne dăm mâna și vibrăm la aceeași emoție. Vă mulțumesc că ați venit și așa ca întotdeauna vom începe cu elevii școlii Junimea care, îndrumați de doamna profesoară Adina Vukovici, au selecționat poezii scrise de Alexe Mateeviș, de Grigore Vieru și de Nicolae Dabija, pe care îl comemorăm. Anul trecut ne-a părăsit, a plecat la cele veșnice. Așa. Rana încă doare, un mare poet de care aveam nevoie, dar iată, timpurile sunt cum sunt și se duc grabnic poeții, dar este foarte important să-i citim și ei vor vibra întotdeauna în fiecare vers. Haideți să
Îi ascultăm pe copilași. Bine ați venit, dragii noștri, v-ați trezit de dimineață. De la 9:30 noi vom merge la cursuri, toată ziua avem cursuri, pentru că nu e așa, trebuie să ne trăim copilăria în ciuda divergențelor care sunt. Trebuie să ne trăim frumos copilăria, trebuie să ne canalizăm energia pentru a învăța cu drag. Iar aici, la școala Junimea, suntem împreună, în primul rând, de dragul copiilor și pentru a transmite valori de suflet generațiilor, tinerelor generații. Deci, doamna Adina Vukovici, aveți cuvântul împreună cu elevii junimiști. Încă o dată, bun venit tuturor și Elena din Basarabia, de la Muzeul de Istorie, da? Bun venit tuturor, vă îmbrățișez de departe. Este și doamna Luminița Cornea din Sfântul Gheorghe, doamna Liliana Foșalău, profesor universitar din Iași, doamna Nicoleta Popa de la Universitatea din Bacău. Iată ce oaspeți de seamă avem. După ce copiii vor recita, voi da cuvântul invitaților noștri, domnul Stelian Dumistrăcel de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doctor honoris causa al Universității Alecu Rusă din Bălți, după care voi invita pe doamna doctor Gabriela Haja, cercetător științific, gradul 1 la Academia Română, departamentul de lexicografie. Bine ați venit încă o dată tuturor și aș mai vrea să vă spun că pe 19 februarie este ziua Brâncuș, sculptorul care a materializat zborul, care ne spunea, în viață trebuie să muncești ca un sclav și să poruncești ca un rege. Și acum, dragi copii, este rândul vostru. Vă ascultăm cu mult, mult drag. Bună dimineața tuturor și bine ați venit alături de noi. Vom asculta pe copii și sper să fiu vocea mea să fie mai puțin fioroasă, pentru că vor fi copii cei care vor vorbi în locul meu. Să-i ascultăm. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, și doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. Edgar? În limba ta ți-e dor de mamă, și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta poți râde singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns. Oriana? Iar când nu poți nici plânge și nici rânde, când nu poți mânghea și nici cânta, pe-al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci, tot în limba ta. Anunca? Să-ți vata și-al ei nume, care veșnic ne adună, vata cea născut pe lume, limba noastră cea română. Sfânta patrie ființă și a ei rodnică țărână, ce a născut în suferință limba noastră cea română. David? Prei pământ străvec și magic, numai dânța ni stăpână, limba neamului meu dacic, limba noastră cea română. În a limbelor tezaur, pururea o să rămână, limba doinelor de aur, limba noastră cea română. Săracă e ta limbă de vorbă și de gând, că mintea ți se sfarmă de visuri spumigând. În van coții cuvântul, ți sunetul în van. S-a prins în cercuri gânduri, cel diafan, nu-i limba vagă, că cuvântul nu-i profan. Ce scrie ar gândire, puternic ocean. Danisa? Face iarba să răsare, noi prin ea suntem o țară, ea ne adună și ne îngână, limba noastră cea română. Unii au zis că e săracă, bălaha română, dacă, și miroase a zier și astină, limba noastră cea română. Loriana? Și-au ținut-o după ușe, și-au pus-o în cătușe, dar s-a înălțat, stăpână,
limba noastră cea română. Că o mamă ne adună, ei ne ține împreună. E aici în veci stăpână, limba noastră cea română. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Anuca? Limba noastră e foc ce arde, într-un neam ce fără veste, s-a trezit din somn de moarte, ca viteazul din poveste. Nikita? Nikita, limba noastră? Limba noastră e numai cântec, doina dorurilor noastre, roi de fulgere ce spintec, nouri negri, zări albastre. Edgar? Limba noastră e graiul pâlnii, cât te văd se mișcă vara în rostirea e brazi. Bătrâni, cu sudor sfințit o țară. Daniel? Limba noastră în frunză verde, zbuciumul din codri veșnici, nistrul lince în valuri pierde, al lucefelilor sfeșnici. Nu veți plinge atunci amarnic, chivi limba prea sărapă, și-ți vedea că ți-e de darnic graiul țării noastre drag. Danisa? Limba noastră vechi zvoade, povestiri din alte vremuri, și cicindu-le înșerate, din flori adânc și tremuri. Limba noastră e aleasă, să ridice slava în ceruri, să ne spui în hram și acasă veșnicile adevăruri. Limba noastră, limba sfântă, limba vechilor cazare, dar plâng și capătântă, ne lava trailor țărani. Înviați-vă, dar craiul, cuginit de multe vreme, ștergeți linul, mucegaiul, al uitării în care geme. Strângeți piatra lucitoare, ce din soare se aprinde, și ți avea în revărsare un potop nou de cuvinte. Răsăriva o comoară în adâncuri înfundată, un șireac de piatră rară pe moșie revărsată. Sofia? Acum am și eu pe lume parte, pot îmbrățișa mai astra-ți carte. Știu că frate mie și mie-și părinte, acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, neamule, tu, floarea mea albastră, Eminescu. Suntem în cuvânt și în toate, floare de latinitate, sub un cer de stele sudice. De avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Vă mulțumim, dar la final vom asculta pe Grigore Vieru într-o înregistrare de la începutul anilor 2000. Spectatori, dacă vă puteți imagina așa ceva, pentru că este greu să-ți imaginezi, poetul Grigore Vieru pe atunci debuta în literatură, așa, pe la începutul anilor 50, necunoscându-l pe Eminescu, necunoscând întreaga clasică, pe toți clasicii literaturii Doamna Adina, nu auzim. Spectatori, dacă vă puteți imagina așa ceva, pentru că este greu să-ți imaginezi, poetul Grigore Vieru pe atunci debuta în literatură, așa, pe la începutul anilor 50, necunoscându-l pe Eminescu, necunoscând întreaga clasică, pe toți clasicii literaturii române,
Eu credeam ce mi se spunea în școală, că fac parte din altă națiune, sunt moldovean, iar nu român. Credeam ce spuneau învățătorii în școală, că vorbesc altă limbă, vorbesc moldovenește, iar nu românește. Așa, pentru că nu am avut în copilărie și adolescență alte manuale decât cele cu jandarmii români care ne înjosesc, ne jefuiesc, manuale mincinoase, bineînțeles. Nu am avut, nu am vizionat alte filme decât cele cu jandarmii români. Nu am văzut alte spectacole decât cele cu jandarmii români. Nu am citit alte cărți de literatură artistică decât cele cu jandarmii români. Și vă spuneam, abia la facultate am descoperit pe Eminescu. La facultate am citit în mare taină, mare taină publicistica lui Eminescu, de unde am aflat că sunt și eu român și vorbesc românește. Vă mulțumim și vă invităm să luați cuvântul, domnule profesor. Așa cum vă anunțasem încă de la început, avem astăzi invitați, pe lângă doamna poetă Silvana Andrada Tkachenko și cei precizați la început, de peste Prut, de peste ocean. Aș vrea întâi să precizez faptul că aici, la Școala Junimea, sunt copii care sunt născuți aici, pe tărâm canadian. Nu știm dacă vor ajunge vreodată în țara natală, dar important este că ei vorbesc limba maternă. Iată că limba română este dusă mai departe de tinerele generații. I-ați auzit cum pronunțau corect, poate pe alocuri cu un pic de accent, dar important este limba vechilor kazani, că este dusă mai departe, cultivată, îmbogățită, grație domnilor profesori de la Școala Junimea Română din Montreal. Și acum îl invităm pe domnul profesor doctor universitar Stelian Dumistrăcel, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doctor honoris causa al Universității Alepo Ruso din Bălți. Vă ascultăm, domnule profesor. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, pentru foarte bunul montaj pe care îl oferiți, dându-ne întâi și întâi vocea și sentimentele copiilor pe care îi aveți în pază și în educație. Și ne-a făcut mare plăcere să recunoaștem versuri ale lui Grigore Vieru, ale lui Alexe Mateevici și ale lui Nicolae Dabija. Nicolae Dabija, dar eu la Dabija mă așteptam cât suntem pe acest pământ să recunosc, să-l găsesc undeva, pentru că pentru mine Nicolae Dabija este în primul rând cât suntem pe acest pământ și seriile, una dintre ele minunat, orchestrată muzical cu balada lui Ciprian Porumbescu. Este cea mai frumoasă interpretare care s-a putut da baladei, pentru că l-am ascultat pe Ștefan Ruha, pe Ion Voicu, în concertele lecții de la Universitatea din Iași, dar niciuna nu mi-a plăcut așa de mult ca aceea pe versurile lui Nicolae Dabija. Nicolae Dabija are un merit deosebit la noi, pentru că a venit odată la institut și ne-a mustrat. La Institutul Filipide, al filialei Iași Academiei, a venit și a spus, dar voi ce faceți aici? Adică era în lupta scriitorilor moldoveni și mă refer aici, în special, la Ion Domeniuc, la Nicolae Mătcaș, care au făcut limba română o revistă față de ce era înainte, limba și literatura moldovenească, sau și a devenit studii de lingvistică și istorie literară și limba română, revistă de cultură, excepțională revistă, pe care o scoate cu mari sacrificii și
noi nu făceam nimic pentru asta. Noi ne vedeam de temele noastre de cercetare, de lexicologie, lexicografie, de dialectologie și celelalte. De-abia după 1990 am început, de exemplu, la Iași, o temă comună de cercetare împreună cu lingviștii de la Institutul de Lingvistică al Academiei de Științe, intitulată Graiurile Est-Carpatice, socio și, hai să zicem, texte profesionale. Și în felul acesta i-am putut cunoaște pe moldoveni la ei acasă și mi-am dat seama că suntem toți români. Asta era cel mai important, dar noi voiam să publicăm și vom publica o anumită temă ilustrată cu graiuri din Bălți, cu graiuri din Piatra Neamț, din Vrancea sau din Cetatea Albă, Chilia, dincolo. Și o să vedeți că sunt mici deosebiri față de graiurile dintr-un loc în altul și e normal să fie așa ceva, pentru că avem de-a face cu limbi funcționale. Deci noi nu vorbim toată limba română. Nimeni dintre noi nu poate vorbi. Noi vorbim limba didactică și limba intereselor noastre tematice. Nu știm prea multe despre chimia coloidalelor, despre, mai știu eu care, compuse vertebrate și nevertebrate, pentru că este alt domeniu. Și atunci noi suntem foarte mulțumiți că ne înțelegem pe fondul principal de cuvinte al limbii române. Și iată că unii dintre diferențele, limba moldovenească despre care vorbea Vieru cu atâta patimă, că atâta este limba moldovenească pe care o vorbește el și filmele și romanele cu jandarmi, și-a scris Coșeriu o poezie, Jandarmul Român, care îl bătea pe dânsul aici, dar era, l-a bătut și unul care era din Mehedinți, tot un jandarm român. Și Coșeriu face o ironie cruntă în legătură cu această teză. Am văzut și eu filme moldovenești cu capelă cu două țuguiuri în cap și care se purta execrabil. Fura, era lacom și bătea. Deci asta era treaba. Ori, specialiștii străini care au fost la noi în țară, și mă refer la Karl Jaberg, un lingvist elvețian, care a făcut după aceea împreună cu Jud Atlasul Italiei și Elveției Meridionale, au observat într-o anchetă de lângă Cluj că diferențele sunt foarte mici. Pentru dânsul care era obișnuit cu ceea ce avem dialectele italiene de nord, centrale, din zona Napoli și cele sudice, din Sicilia, aveam o înțelegere perfectă, fără probleme. Și știm noi acum că tot așa stau lucrurile în legătură cu limba germană, care are dialecte foarte deosebite din nord și din sud, sau franceza, care are în primul rând languedoc și languedoil, care sunt diferite și dacă te duci acolo, uneori nu te înțelegi. Deci, foarte ușor, de exemplu, cu șoferul de la Academie nu m-am înțeles niciodată. El vorbea numai un dialect bavarez, așa, pe care eu nu-l pricepeam, pur și simplu. Deci este vorba de unitatea limbii române și de faptul că așa zisa limbă moldovenească este o făcătură care durează din vremea Imperiului Țarist, rus țarist. Și voi cita aici ceva, nu din inventat de mine, ci dintr-o carte a unui coleg, Vahnaru, de la Chișinău, care arată cum trebuia văzută limba română din Basarabia, adică limba moldovenească, care era făcută pe baza graiurilor din Transnistria, că era după 1924 și nu era vorba de măcar de Moldova întreagă. Și dacă vreți un citat, limba moldovenească se deosăghește
Dacă vreți să-mi dați citatul, Selena Popușoi se cam plictisește de ce spun eu, dar o rog să asculte, pentru că e o lecție pe care și eu am învățat-o cu greutăți, așa, și iată, o să citesc câteva să vedeți că e absurdă. Deci un Leonid Madan în 1926 spunea că limba moldovenească în care grăiește amul norodul moldovenesc sunt istetătoare deosebită de limba românească și se deosebește de limba tuturor cărților moldovenești tipărite până la organizarea RASSM, scria el. Iată, în terminologia științifică a acestei limbi, într-un manual de zoologie, cefalopodele erau numite capochișoarnice, gasteropodele pântico-chișoarnice, aeroplanul era singur zburător, barometru aeromăsurător, declinarea plecare, pluralul multuratec și așa mai departe. Deci era o limbă dificultoasă, foarte greu de învățat chiar de ei înșiși și au părăsit-o după ce Republica Moldovenească s-a întins pe teritoriul dintre Nistru și Prut, limba a devenit mai apropiată de limba română, cum era normal. Și este vorba de, iată, repet, limba noastră, limba sfântă, limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țăranii. Iată, acesta este Alexe Matevici. De ce? Era vorba de limba administrației rusești, pe care a cunoscut-o el, a trăit în timpul Primului Război Mondial, a fost preot și preot militar și după aceea și-a dat seama că este o limbă vorbită de popor și o limbă literară, administrativă a Imperiului Rus. El cu aceea luptă și după aceea va veni rândul lui Grigore Vieru, al lui, îmi scapă tot numele, al doilea, ajutați-mă. Nicolae Dabija. Al lui Nicolae Dabija, care este un purtător de standard. V-am spus că a venit la institut și ne-a mostrat că nu facem nimica pentru limba română de peste tot și poemele lui sunt cele mai frumoase poeme. El de altfel a votat în Parlament despre deosebirea, unitatea, autonomia Republicii Moldova. El este cel care se remarcă prin aceasta. Deci Nicolae Dabija a fost un revoluționar de-a dreptul și cântecele lui, poeziile lui sunt imnuri, nu sunt, iertați-mă, într-o tonalitate minoră ca la Grigore Vieru și numai în limba ta te poți opri din plâns. Iată plânsul de la Matevici, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țărane, plânsul în care se poate opri în limba lui Grigore Vieru. Tot așa, o limbă artificială impusă și limba sufletului. Grigore Vieru este poetul familiei, poetul mamei, poetul casei natale, care nu se vinde și celelalte. El este un sentimental, pe când Nicolae Dabija este un revoluționar. Aprinde! El aprinde torța și, dacă permiteți, un pic de experiență rusească, este vorba de poemul Danko, care pe întuneric pentru o mică grupă de oameni își smulge inima care arde și îi conduce pe întuneric cu inima smultă din piept. Asta este. Acesta este poetul de care vorbim. Nu este tonalitatea sentimentală a acestora. Și ar mai fi de spus că toate formele artificiale care au încercat să fie create pe baza
unor graiuri moldovenești sunt adesea atât de stângace încât sunt rezidile. Iată, de exemplu, dintr-un dicționar al lui Vasile State, și aș vrea să văd dacă cineva poate să ne găsească citatul. Așa, deci, iată, adică avem întâi și întâi cuvântul pretins moldovenesc. Dumneavoastră n-ați ști ce este catrință dacă n-ați fi din Moldova, din Basarabia. Și zice că e șorț, așa am zice noi românii, șorț de lână ce poartă țărancile ca fustă deasupra cămășii, fotă dublă. Știți cuvântul ierdiu? Ci că e moldovenesc. Eu nu-l știu. Și este verde saturat, vă dați seama. Trebuie să intre în coloristica coloidelor ca să poți înțelege asta. Nu este etac, ci atac. Nu e franzelă, ci e bulcă. Nu este gâscoi, ci gânsac. Și culmea, lighean este albie de tablă pentru spălat rufele. Deci numai basarabenii știu ce e ligheanul, pe când el este cunoscut în întreaga țară, de exemplu. Și priseagă este pronunția moldovenească și este prisacă, forma românească de dincoace. Deci este un necunoscător al situației și unul care forțează toate realitățile. De exemplu, după aceea dau ultimul citat, ca să nu mă lungesc și o să vreau, dacă sunt întrebări, să revin. Este vorba de ce a spus Coșeriu, care este cel mai mare lingvist al secolului al XX-lea și al XXI-lea, care în mai multe rânduri, după ce a venit în țară, a spus că a promova sub orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vedere strict lingvistic, ori o formulare naivă, ori o fraudă științifică. Din punct de vedere istoric și practic, o absurditate, o utopie, iar din punct de vedere politic, o anulare a identității etnice și culturale a unui popor și deci un act de genocid etnico-cultural. Iată cuvintele în care se exprimă un lingvist, un foarte mare lingvist și un foarte bun cunoscător al tuturor limbilor romanice. Aceasta este realitatea cu care au luptat poeții din Moldova și pe care am încercat noi după aceea să o lămurim prin cercetările pe teren. Eu nu vorbesc ca unul care am aflat că există graiuri din Moldova. Le-am studiat de sus, de la Orhei, până la Cetatea Albă, până în sud. Deci le știu că am făcut anchete împreună cu lingviștii de la Institutul de Lingvistică și niciodată n-am avut dificultăți de înțelegere cu gâscoiul și gânsacul, cu ligheanul și cu albia de tablă cu care se spală rufele. Tată, orice spuneam eu era înțeles de prietenii mei de acolo, și orice spuneau ei, înțelegeam eu. De fapt, era vorba numai de picanterie, dacă îmi permiteți. O femeie care era analfabetă, de pe la Bălți, de undeva, spunea, m-a spalat picioare. Ea nu văzuse niciodată cuvântul picioare. Și spunea, cu o sincopare a primei senate, m-a spalat picioare. Și eu nu înțelegeam la început pe ce s-a spălat. I-a prins niște ciori și le-a spălat și ea arăta, după aceea și arăta gleznele că astea le-a spălat. Deci erau chestii de... Femeia avea vreo 70 de ani, ceea ce atunci mi se părea, mie, iertați-mă, o absurditate. Adică matusalemică o vârstă, așa, și nu era analfabetă, și nu văzuse niciodată scrierea cuvintelor ăstora. Ea asculta filmele numai pentru sonorul lor. Și imaginea nu putea citi explicația de acolo. Și am întrebat-o, dar mă, ta știi limbi străine? Vorbești și altă limbă? Dar cum nu? Sigur că vorbesc. Zice, dobărdeni și păjalul ăsta. Atâta știa ea. Și spunea că știe rusește,
pentru că atâtea erau cuvintele uzuale în relațiile cu străinii. Dobrdeni de la început și pajalusta. Vă rog, poftiți, nu știu mai ce. Deci asta era limba contactelor unui moldovean obișnuit, a unei femei în vârstă, nu celor care erau adunați și li se prelucra articolul din Pravda. Pentru că a observat cineva că în Transilvania, atâta timp sub asuprirea și sub influența maghiară și germană, nu s-a stricat limba română, cât s-a stricat în Basarabia pe teme politice și sociale, pentru că i-a adunat la colhoz. În Transilvania veneau și luau impozitul de la poartă, îl lătra câinele și plecau. Pe când, în dincoace, am spus că am făcut o cercetare pe care am intitulat-o după Alexe Mateevici, Graiul Pâinii. Țineți minte, graiul nostru iarbă verde, graiul nostru limba pâinii și altele. Și am cercetat textele, nu cele politice la care se referă cu organizarea colhozului și cu altele, ci cele care vorbesc despre producerea pâinii și a vinului. Și acelea toate sunt moldovenești, de la Prut până în Kamchatka, pentru că până acolo i-au dus rușii, i-au desnaționalizat și i-au dus, și pe atlasul moldovenesc apar vreo 30 de căsuțe pentru graiurile exilate din Moldova până în primorie. Spuneau colegii de la institut că se duceau acolo să facă cercetări dialectale și nu puteau intra noaptea pentru că satul era înconjurat de pari de 3 metri, unși cu smoală și încercuiți cu sârmă ghimpată ca să nu intre tigri noaptea în sat să le mănânce vitele. Asta era mediul în care trebuia să dezvolte populația moldovenească în Marea Uniune Sovietică. Deci a fost vorba de o desnaționalizare violentă care s-a manifestat și în ceea ce privește limba. Nu trebuia să fie o limbă română, ci o limbă moldovenească. Și limba moldovenească are același fond principal de cuvinte, aceleași reguli gramaticale și are mici deosebiri lingvistice de la o zonă la alta. Păi eu sunt bucovinean și spuneam că am învățat de la Lelia Catrina din Bucovina, părinții mei fiind intelectuali, mă rog, am învățat tot felul de cuvinte. Naft, șparhat, șpiniță, șufladă și celelalte pe care le încercam eu după aceea cu studentele din Bucovina care veneau la jurnalistică. Și multe știau cuvintele acestea. Deci sunt cuvinte, iar în sud, dumneavoastră nu știu dacă este cineva din sudul Moldovei și știe ce e aceea țaică. Este drojdia de bere cu care se frământă pâinea. Dar ei zic țaică și atâta tot. Deci, și sunt zeci de alte cuvinte din astea, așa, și cei mai important sunt cuvinte turcești care se referă la obiectele de podoabă ale miresei și ale copilului când se botează. Deci, când nu mai fac un glosar din asta, deci așa de mult au fost prin metoda cuvinte și lucruri care este universală, mo e chose, parole, așa, este vorba de un principiu, dacă a fost o noutate și au împrumutat un fișiu de mătase sau mai știu eu ce pentru copil, l-au numit cu cuvintele turcești, nu e nicio problemă. Nu au văzut o diferență între religia otomană și religia ortodoxă. Dacă cumpărau din Raiaua Galațiului sau Raiaua Brăilei obiectele acestea, le ziceau turcește. Și nu conta că erau folosite în ritualuri creștine. Deci nu important este numărul cuvintelor deosebitoare care se uită, dragile mele, se uită. Bunica mea știa
o mie de alte cuvinte decât le știu eu și eu le foloseam când eram în vacanță cu dânsa, pentru că altfel s-ar fi supărat bunica. Ce limbă vorbesc eu? Îi trebuia să vorbesc limba ei. Deci copiii din Moldova, care învață, așa zisa, limbă română, învață limba literară, un idiom literar al nostru, pentru că, de exemplu, din forurile importante internaționale, s-a scos traducătorul de limba moldovenească. Dacă se traduce din engleză în română, aceea e limba. Nu mai plătesc încă unul să traducă moldovenește, care e același lucru. Și, ca să închei, am să vă spun despre un traducător de la editura politică de la Chișinău, era un evreu foarte deștept și simpatic, care a spus așa, că el traducea Capitalul lui Marx și alte cărți, Engels și mai știu care, după cărți, adică le traducea copiindu-le din cărțile apărute la editura politică. Dar le schimba. Când era poporul muncitor, el spunea norodul muncitor. Și atunci, iată cum devenea o limbă moldovenească a traducătorului de la editura politică de la Chișinău. Asta e. El lua textele românești și schimba câte un cuvânt de aici colo. Asta este. Deci, în nord-estul Italiei este o provincie, Val d'Aosta, unde se vorbește italiana, franceza și germana. Tot timpul, eu am călătorit cu un inginer italian de acolo, de la Marsilia la Roma. Și începeam să vorbească în franțuzește, vorbeam franțuzește, și după aia el când se împiedica de un cuvânt asemănător, de exemplu, alor, o lua cu alora. Și devenea, vorbea italiană și eu înțelegeam. Și l-am întrebat, care e situația? Păi zice, noi acasă vorbim italiana, pentru că asta e limba noastră maternă. Vorbim la școală și la primărie franceza, pentru că ei sunt puterea de ocupație. Mussolini a ocupat odată în timpul celui de-al doilea război mondial coasta de Azur. Și francezii s-au răzbunat și le-au luat o provincie de acolo, Val d'Aosta. Sunt foarte mulți emigranți români și moldoveni în Val d'Aosta acolo. Și, zice, în Elveția, la pădure, vorbesc nemțește. Zice, dar este un vocabular foarte redus, pentru că e vorba numai de câți metri cubi am făcut, cât e plătit și cum le construiește stivele de lemne. Atâta tot. Deci, și vorbea funcțional. Deci, dacă un copil din Moldova vorbește cu bunelu sau cu bunica, nu este și bunela, așa, moldovenește, ca să nu-i supere, poate vorbi limba română la școala junimea română și mai târziu în viață, pentru că aceasta este limba de cultură a tuturora noastră, a tuturor celor care vorbesc românește, care de la râm se trage. Pentru că în cartea despre care v-am vorbit la început, se neagă Dimitrie Cantemir, care spunea că cei care palatalizează sunt feciori de babă. Asta spunea în descripție Moldavie, nu știu când. Deci 1690 și câtva. După aceea, să negi cronicarii pe Grigore Ureche, pe Miron Costin, Pion Neculce, să te deosăghești de ei, să te deosăghești de Varlam și de Dosoftei, care sunt moldoveni, așa? Nu, limba lor este stricată, că e limba română. Păi dacă asta a fost limba tuturor, limba noastră de cultură, a tuturor populațiilor din Moldova, de la Prut și până la Nistru a fost aceasta, și de la Carpați până la Nistru a fost aceeași limbă, cu centre culturale la Iași și la Chișinău și la Bălți. Odată eram la Căpriana și un călugăr păștea niște porci, că așa se întâmplă la mănăstire, și citea o carte. Și l-am întrebat, părinte, ce carte ai acolo?
aia însemnata nu prisechi. Era scrise cu literă chirilică. Și eu am luat cartea de la el, eu am făcut slavă veche 3 ani la facultate. Și rus sau 8 ani, mă rog, și știu destul de bine, mă rog. Și am început a citi fără nicio dificultate. Și dar văd că prisechi. Zic, da, uite, i-am să-ți citesc ceva, să văd dacă m-a ta prisechi. Și i-am spus o pildă în slava veche. Dumnezeu să ne ierte pe Alexandru Zacordones, profesorul meu de slavă veche. Inon pârtecion slișătă, prideată sână cilăveacă și așa mai departe. Și aduce, aduce, face el. Adică seamănă cu ceva care știe el, dar nu înțelegea toate cuvintele. Asta este. Și am spus, asta e limba voastră cea veche, în cărțile pe care le-am tradus și noi, iar limba, asta, scrierea aceasta, editura, multe edituri au funcționat la Chișinău. Avem o colegă care a făcut o teză de doctorat pe texte apărute la Chișinău și mai ales în timpul asupririi rusești, a Imperiului Rusesc. Este vorba de Luminița Fasel, care a studiat școala românească în timpul dominației rusești din Basarabia și care a arătat exact cum încerca să fie desnaționalizați românii, să nu mai învețe în limba română, să nu mai știe citi în limba română, ci numai în limba rusă. Deci, într-o săptămână erau 2 ore de limbă română și erau câte 4 ore pe zi de limbă rusă. Asta era școala în Basarabia de la 1821 până la 1918. Asta era școala românească de acolo. Era până și matematica și toate se învățau ferește la rusește. Și nu strica nimănui asta, zic eu. Bun, eu vă mulțumesc că am întins-o și aveam un profesor foarte hâtru care spunea: îmi puneți întrebări, dar nu mă obligați să țin comunicarea din nou. Deci eu vă aștept dacă vreți să-mi puneți întrebări, pentru că eu pun probleme dificile la prima înțelegere, dar după un studiu de ani de zile. Nu din întâmplare m-am apucat de tema asta și mi-e dragă și mi sunteți dragi toate dumneavoastră. Văd că băieții n-au apărut pe aici, deși erau câteva nume, așa, Daniel și Edgar, pe Edgar l-am văzut, așa, pentru că îmi sunteți dragi și vin cu mare plăcere să vorbim împreună despre situația care ne doare, care ne doare sufletește, care ne consumă în conștiința noastră. Ce limbă vorbim noi? De ce s-au chinuit Mateevici? Și de ce s-au chinuit Grigore Vieru? Și de ce s-au chinuit atâția alți poeți? Mie mi-a fost mai apropiat cel care își botezase fetița Romanița. Îl știți? Așa. Deci, am mers odată de la Chișinău la Cernăuț cu mașina și a imitat pe toți cântăreții mari din Rusia și din România. Era un tip foarte talentat. Nu știu dacă mai trăiește. Am aflat acum cu durere că nu mai trăiește. Spuneți-i numele. A murit în 2011, pe vremea pandemiei. Nicolae Dabija. Nicolae Dabija. Nicolae Dabija a fost prea arzător, prea tăios pentru firea noastră blândă un pic. Era de neașteptat cât era de tăios și de dușmănos un pic la adresa neputinței și nedorinței noastre de a face ceva pentru limba moldovenească, pentru limba română din Moldova. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes în continuare. Mulțumim, domnul profesor Dumistrăcel. Vom avea o perioadă de întrebări.
Ne-ați spus, ne-ați înșiruit amintiri, anumite citate, totul cu pasiune. Și această pasiune a dumneavoastră o simțim de aici, chiar dacă suntem departe, dar emoția se simte. Vă mulțumim pentru pasiunea dumneavoastră ca profesor. Atunci când un dascăl pune suflet în ceea ce face, o bucățică din inima lui rămâne și în inima celor care îl ascultă, ale elevilor. Acum voi invita pe doamna Gabriela Haja să ia cuvântul. Doamna doctor Gabriela Haja, cercetător științific la Academia Română. Vă mulțumesc și vă salut pe toți de aici, de pe malul Prutului. Azi dimineața am avut o scurtă călătorie până la Prut și i-am trimis Adinei câteva imagini pe care vi le-am trimis așa ca un semn de acasă. Și am văzut că Prutul nu este atât de lat și am stat pe granița care ne desparte pe noi cei din dreapta râului de cei din stânga râului, dar era la fel de acasă. Specializarea mea este aceea de lexicograf și lucrez la dicționarul Tezaur al limbii române. Nu este istoria literară, dar am acceptat propunerea dumneavoastră dintr-o perspectivă mai larg culturală, fiindcă lucrul la dicționarul limbii române presupune deopotrivă cunoașterea istoriei limbii, dar și a istoriei culturii române. În plus, m-am gândit că poetul Grigore Vieru, celebrat săptămâna aceasta, însoțit de ceilalți doi poeți ai cetății, cum inspirat i-ați numit, ne interesează cu atât mai mult cu cât literatura scrisă pe malul stâng al Prutului a intrat în lista izvoarelor textuale pentru ediția a doua a dicționarului limbii române. Este un gest important din punct de vedere lingvistic. De asemenea, pot fi citate atunci când avem să ilustrăm graiul moldovenesc și localități din stânga Prutului. Nu mai sunt cenzurate lucrurile. Și chiar din stânga Nistrului. Și chiar din stânga Nistrului, fiindcă nu mai există o cenzură politică ce a văduvit dicționarul Tezaur de citarea punctelor de anchetă dialectală din afara granițelor României populare. Așadar, ne întoarcem la o firească normalitate cu a doua ediție a dicționarului. Și ca să completez ceea ce spunea domnul profesor Stelian Dumistrăcel despre proiectul comun al Departamentului de Dialectologie din Iași și al Departamentului de Dialectologie de la Chișinău. Și noi avem proiecte comune cu colegii lexicografi din Moldova în procesul acesta de digitalizare și de publicare online a lucrărilor lexicografice. Și anul acesta chiar am semnat un nou acord de colaborare interinstituțională cu colegii noștri. Deci lucrurile merg frumos înainte în ideea aceasta a unității lingvistice și spirituale. Destinul poeților despre care astăzi, pe care astăzi îi pomenim, de fapt, într-un mod superior, a fost unul aparte.
Alexie sau Alexei Mateievici s-a născut în Imperiul Rus și a murit în Republica Rusă. Dar nu oricum. El a urmat, sigur, școala rusească, dar și-a descoperit identitatea, descoperindu-și identitatea lingvistică. Și a decis să se înroleze ca medic militar în armata română. Din păcate, o boală greu de tratat, un tifos l-a dobărât. Preot militar. A fost preot militar, da, scuze. Da. Cu atât mai mult, că stătea la patul moribunzilor, nu avea cum adminte. A făcut această legătură. Grigore Vieru ne-a emoționat în mărturisirea care a deschis, care a urmat lecturilor făcute de copii prin faptul că născându-se într-o republică sovietică a fost supus procesului de educare manipulat politic și îmi cer scuze un moment, scrie undeva Grigore Vieru că tot timpul a fost îndoctrinat că vin românii de peste Prut cu armata și cu ceresc. Și au venit românii, au venit cu cărți, au venit cu rechizite școlare și cu celelalte. Zice, aștia sunt românii pe care i-am cunoscut eu după ce toată școala îi pândisem de pintufe cu binoclu să văd de unde vin soldații români ca să ne cucerească. Da. Divide et impera. Și atunci, totuși, Vieru, așa blând și așa sentimental cum a fost, a avut un rol extrem de important în mișcarea socială care a dus în anul 1989 la declararea limbii române ca limbă națională și asta a făcut ca versurile sale să devină imn. Nicolae Dabija, din păcate, a fost victima perioadei pe care cu toții o parcurgem și l-am pierdut, probabil înainte de vreme. Toți acești poeți și-au asumat rolul de militanți și de, cum spunea domnul profesor purtător, de flamură, în ideea definirii și promovării identității naționale prin identitate lingvistică. Poeții din Basarabia au făcut ceea ce toți creatorii de cultură română au făcut de-a lungul timpului. Așadar, creația lor cred că poate fi citită din perspectiva largă a istoriei literaturii și a culturii române. De aceea îl voi cita pe Alexandrii, care spune, de pildă, că limba este cartea de noblețe a unui neam, dar îl voi cita și pe Emil Cioran, care spune că nu locuiești într-o țară, ci locuiești într-o limbă, și pe Lucian Blaga, care ne-a lăsat un citat memorabil, limba este întâiul mare poem al unui popor. Dar înainte de Blaga, Cioran și după Alexandrii, l-am avut pe Eminescu. Mihai Eminescu a făcut politică lingvistică în articolele sale din Curierul de Iași, din Timpul. E foarte interesant faptul că maniera, modul său de a privi lucrurile
relația dintre conștiința națională și conștiința lingvistică, situația limbii române de la, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sunt această perspectivă, așadar, este valabilă și astăzi, schimbând însă foarte puține lucruri, schimbând ceea ce era de schimbat, voiam a spune, dar puține lucruri sunt schimbate, foarte puține, accidentale. Și notează Mihai Eminescu în anul 1876. Dar ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului și conștiinței lor în deplinul înțeles al cuvântului. Ne aflam în preajma războiului pentru independență. Asta e comentariul meu. Și continui citatul. Și fiindcă spirit și limbă sunt aproape identice, iar limba și naționalitatea asemenea, se vede ușor că românul se vrea pe sine, își vrea naționalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin. Și nu sunt multe condițiile pentru păstrarea naționalității. Cei mai mulți oameni nu sunt meniți de a-și apropria rezultate supreme ale științei, nu de a reprezenta ceva, dar fiecare are, totuși, nevoie de un tezaur sufletesc, de un razăm moral într-o lume a mizeriei și a durerii. Și acest tezaur îl păstrează limba sa proprie în cărțile bisericești și mirene. Vă sună cunoscut, nu? Limba vechilor cazani și graiul pâinii. Și continuă Eminescu discutând despre relația cultură înaltă, cultură populară și spune în continuare că, într-adevăr, dacă în limbă nu s-ar reflecta chiar caracterul unui popor, dacă el n-ar zice oarecum prin ea, așa voiesc să fiu eu și nu altfel, oare s-ar fi născut atâtea limbi pe pământ vorbind despre diversitatea lingvistică? Și încheie, noi românii, câți ne aflăm pe pământ, vorbim o singură limbă, una singură, ca nealte popoare. Și aceasta în oceane de popoare străine, ce ne înconjură și e dovadă destulă că așa voim să fim noi, nu altfel. Ceea ce spunea domnul profesor, comparând româna cu limba, cu, sau să spune, graiurile românei cu dialectele limbii germane sau cu dialectele italiene sau cu cele franceze. Așadar, în mod evident, toți cei care au meditat asupra limbii române au fost nevoiți să recunoască caracterul unitar al acesteia, chiar dacă în plan regional avem lexic regional. Dar aceasta nu ne împiedică pe noi din Timișoara și din Cahul să ne înțelegem foarte bine. Cu atât mai mult la nivelul discursului științific, unde lucrurile sunt așezate și limbajul științei este comun pentru noi toți. Când a fost o competiție în care orașul Iași a concurat pentru rolul de capitală culturală europeană, a fost o campanie și în cadrul acelei campanii s-au imprimat tricouri. Eu am un astfel de tricou pe care e un citat din Grigore Vieru în limba ta și mi-e foarte drag acest citat. În aceeași limbă
toată lumea plânge în aceeași limbă, râde un pământ. Și versurile acestea mi-au amintit de Lucian Blaga, de un citat în care acesta, de un catren în care Lucian Blaga spune că adevărata ta limbă este, iată citatul precis, limba nu e vorba ce o faci. Singura limbă, limba ta de plină, stăpână peste taine și lumină, e aceea în care știi să taci. Sigur că din... am alăturat citatul din Ieru cu citatul din Blaga, pentru că aici e vorba de o profunzime dată de perspectiva asupra rolului individului în lume, raportarea sa la existență și la grupul în care există, la circumstanțe. Și e vorba de faptul că, iată, spirite alese au putut găsi în poezie nu un refugiu, ci o modalitate de a ridica oameni și conștiințe, îndreptându-i pe aceștia spre un ideal pe care, la care medităm în continuare, fiindcă chiar dacă sărbătorim limba română în aceeași zi, la Chișinău este numele sărbătorii, este acum limba noastră și în România este sărbătoarea limbii române. Dar o sărbătorim în acea zi și lucrul acesta este important. Așa cum important e faptul că astăzi ați găsit timp să ne invitați, să ne ascultați și să ne puneți întrebări dacă doriți și să ne bucurăm că suntem împreună în pofida atâtor și atâtor necazuri și mâhniri care ne amenință. Mulțumesc! Iar pe colegele noastre de la Ottawa le dorim să se întoarcă fericite acasă și cu soții în cea mai bună condiție, pentru că ele trăiesc o altă emoție în același timp cu noi, cu problemele limbii noastre, cea română, și în legătură cu mișcarea de acolo, care este una de, tot așa, de oprimare, dar nu politică, ci socială, mai ales socială, așa o consider eu, și o urmăresc cu toată atenția și zic, ia să vedem, ne mai cheamă față de ce se întâmplă acolo, ne mai cheamă și pe noi să ne dezvăluim sufletul în legătură cu limba română. Microfonul, Otilia. Microfon. Mulțumim pentru cuvintele alese. Și da, e adevărat, vorbim despre poeți revoluționari care prin mijlocul cuvântului au ținut trează conștiința națională și savoarea limbii materne în timpuri în care era interzis să se vorbească despre valori românești și să se vorbească în limba română. Să nu uităm însă că poeții noștri despre care vorbim au vorbit foarte mult de mamă, de iubire și spunea Nicolae Dabija, neamul nostru e condamnat să iubească. El nu s-a raportat niciodată la lume, ci a raportat lumea la el. Și într-o scriere în proză, ne sfătuia Nicolae Dabija, privește luna,
Închipuiește-ți că în acea clipă la ea se uită cineva care ți este foarte drag și care se află departe. S-ar putea să vi se întâlnească privirea pentru o fracțiune de secundă pe suprafața ei de aur. Pentru că avem aici cu noi copilașii, le dăm învățături de viață, iar poetul are acest dar de a pune în cuvânt greutate, simbol, greutate emoțională și de a ne face să ne deschidem sufletul. Aș invita, suntem împreună, cum am spus, și știu că mai sunt doritori care vor să ia cuvântul. Dacă îmi permiteți, o să avem perioada de întrebări. După ce am să o invit pe poeta Silvana Andrada Cacenco, care a pregătit pentru această întâlnire ceva deosebit. Andrada, Silvana. Da. Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând, vă mulțumesc, doamna Tunaru, pentru această șansă deosebită. Nici nu știu cum ne-am întâlnit. Probabil că destinul lucrează de multe ori cu ajutorul lui Dumnezeu prin oameni, așa că sunt extrem de emoționată de această șansă pe care am avut-o să-l ascult pe domnul Dumitrace Stelian, pe doamna Haja, să ascult copilașii aceștia în care vezi viitorul și cum noi, din păcate, arare ori ne mai vedem și prezentul cu mare entuziasm, categorică privirea spre viitor rămâne o mare speranță. Eu n-aș vorbi despre mine, ci aș vrea să le evoc prin ceea ce am scris pe Grigore Vieru, pe care îl iubesc, sincer. Am scris acest scurt eseu în 2020, tot de ziua dânsului, între Orfeu și Hristos. Am admirat în primul rând la Grigore Vieru deplinul cu care și-a iubit mama. Citindu-i versurile, am înțeles că mai mult de atât nu se poate iubi niciodată o mamă cu năframă de țară și mai ales o țară de care ești orfan și care nu mai știe de tine, o țară care nu te mai poate sau nu a mai vrut să te apere și totuși tu o simți ca pe cea mai adâncă definiție a sinelui tău. Vieru a iubit România cu blândețea copilului orgisit, cu candoarea și sinceritatea sufletului său lipsit de impurele zbateri ale atât de des întâlnite în timpul nostru. El nu era al lumii de zi cu zi. El era un suflet de naștere, de botez, de cununie, uneori de îngropăciune, prin pioșenia cu care și-a asumat pieirea frumosului din jurul său, dar căreia îi umezea buzele ca a unui muribund cu duioșenia privirii sale. A iubit limba, a iubit țara și poporul și le-a iubit pe toate așa cum îți iubești copilul, cu tandrețe, cu speranță, cu încredere. Vieru m-a iubit și pe mine, chiar dacă timpul liniar nu ne-a permis întâlnirea. M-a iubit luminându-mi sufletul cu frumusețea lui aparte și ori de câte ori citesc poemele lui, știu că le-a scris să mă bucure, să mi le dăruiască. Sunt mult prea legată de destinul Basarabiei prin ambii mei bunici și știu câtă tristețe au transformat ei în fericire, câtă moarte în veșnicie, câtă nedreptate în adevăr. Puritatea sufletului a ținut în viață și îmi place să cred că voi reuși măcar o fărâmă și eu, dăruindu-mă cu totul unei culturi, de o frumusețe fără asemănare și de viață fără de moarte, cum este cultura poporului meu. Despre Vieru vorbești în șoaptă și cu lacrimi în ochi, așa că despre mari patrioți ai neamului acestuia, care unii s-au putut singuri apăra de istorie. El, precum un miel, a lăsat totul în înțelepciunea-i doar să fie, ca un duhovnic venit aici doar să vindece, nu să și pedepsească. Îl privesc ca pe un vindecător din alte timpuri și pentru alte timpuri. Îl percep ca pe străbuni înțelepți, îl iubesc ca pe un adevăr, îl înțeleg ca pe un geamăn și ca pe o rugă îl șoptesc. Citatul din Grigore Vieru: pentru că a văzut, ochiul meu a murit. Lacrima, piatră funerară.
pe mormântul ochiului meu. Va veni alt cer, în altă lume se va deschide, ochiul meu dând piatra la o parte. Grigore Vieru, între Orfeu și Hristos. Vă mulțumesc din suflet pentru această zi minunată, pentru aceste clipe și sper din toată puterea ființei că tot ce avem noi și tot ce prezervăm, toată cultura pe care încercăm să o apărăm de normalitatea zilei de zi cu zi, frumusețea asta pe care noi o preluăm din momentul nașterii noastre și o ducem până la pieirea noastră ca următorii să o ia și să o apere, sper să rămână și mă bucur că am avut șansa să fac parte o secundă din acest miracol. Vă mulțumesc mult! Cu mare plăcere! Iată, ne cunoaștem, suntem împreună și să nu uităm că Nicolae Dabija spunea în felul următor: cât de puțin îi trebuie unui om pentru a fi fericit. Câteodată acesta nu are nevoie decât de un alt om și întreg universul e întruchipat în acel celălalt. Deci suntem împreună și acest lucru ne îmbogățește. Vom merge mai departe, mai avem doar 5 minute pentru că încep cursurile la Școala Junimea, noi avem o zi de cursuri și aș vrea să invit dintre doamnele profesoare, dacă vrea doamna Luminița sau doamna Liliana de la Iași, de la Universitatea de Iași, să ia cuvântul. Acum este momentul. Eu aș vrea să spun câteva cuvinte. În primul rând, un portret foarte scurt este al lui Mateevici, după afirmația istoricului literar Ovid Rohmălnicianu, este primul portret realizat lui Alexei Mateevici. De cine? De scriitorul Romulus Cioffre, care era ardelean, dar care în 1917, 18 și mai încolo a fost în Chișinău. Acesta este portretul. Nu e lung. Într-o duminică dimineață, la Florii, era anul 1917, mai intră pe ușă un preot tânăr de statură mijlocie, cu un cioc blond roșcat, cu ochii și mișcările vii, cu o privire prietenoasă, atentă și cu distinție în felul de a se prezenta. Grăiește o prea frumoasă moldovenească, în vorbe alese, dar necăutate, nestricate nici de influența rusească, nici de exagerările noastre neologiste, neolatine. Cam așa cum va fi grăit Creangă și alți cărturari moldoveni, acum o jumătate de veac și mai bine. Părintele Alexei Mateevici, poetul cel mai prețuit și mai iubit al basarabenilor. Vă felicit pentru că l-ați pus în frunte pe Alexei Mateevici și vă felicit pentru toată această activitate, acest eveniment cultural la care ați avut și aveți în continuare invitații de seamă. Aș mai avea ceva, dar nu știu dacă durează 5 minute. Este despre Grigore Vieru de data aceasta. Oare pot să citesc? Este un fragment scris de părintele Mitropolit Ioan, Mitropolitul Banatului, pe vremea când era episcop în Covasna și Argheta și când l-a întâlnit pe Grigore Vieru la Toplița. Grigore Vieru, spune părintele Mitropolit Ioan, Grigore Vieru este poetul unei mari conștiințe naționale românești, sau am putea să-i spunem poetul dorului de țara mamă. A avut aici pe pământ două mame. Una a fost aceea care l-a purtat la sân, pe brațul ei, și o a doua mamă a fost România. Acestea au fost mamele care i-au dat viață. Una care l-a născut și țara România, care i-a dat viața de român și o gândire profundă și sfințită. Precum pentru că Grigore Vieru a avut o conștiință sfințită prin botez. Și mai spune părintele Mitropolit că o a treia mamă a fost
Maica Domnului. Iată această troiță de mame care l-au crescut, l-au adoptat și îl înveșnicesc pe Grigore Vieru în împărăția lui Dumnezeu. Și încă ceva, mulți vor să-i caute drumurile pe care au umblat cât a fost printre noi. Vor face bine toți aceia care vor încerca să umble nu numai pe cărările pământești străbătute de Grigore Vieru, ci să umble și pe cărările Duhului, pe cărările duhovnicești. Cărările lui pământești, dar au fost totdeauna secundate de cărările care duceau spre cer, spre Creator. Cei care vor să-L găsească în acest spațiu românesc, să nu-L caute pe alte cărări decât dacă vor vedea undeva, pe o cărare, că va scrie începutul acesta. Aceasta este cărarea iubirii. Mergeți pe ea și îl veți găsi la capătul ei pe Grigore Vieru. Sau, dacă veți mai găsi o cărare pe care să scrie adevăr, mergeți și pe aceea și tot umblând îl veți găsi acolo pe Grigore Vieru. Dacă veți găsi alte cărări pe care să scrie omenie, bine, frumos, mângâiere, căutați-l și pe acestea, că numai pe ele a umblat cât a fost printre noi. Și încheierea, pentru că îmi dau seama de timp, Grigore Vieru nu mai este printre noi, dar ne-a lăsat cuvintele sale. Cugetările așternute în impresionante volume de poezii, de interviuri, acestea vor rămâne peste veacuri să vorbească despre Grigore Vieru atunci când nici noi, cei care l-am cunoscut îndeaproape, nu vom mai fi. Rămâne să grăiască generațiilor viitoare pentru că nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Chiar dacă astăzi nu mai scrie, continuă să miște conștiințe și inimi din spațiul nostru românesc. Acele inimi care îi vor citi cu respect și cu recunoștință opera. Și menționez că toți acești poeți mari despre care vorbim, toți au scris folosind fondul principal lexical, ca să revin la cele spuse de domnul profesor Stelian Dumistrăcel. Deci, tot ce au scris, noi înțelegem. Și copilașii dumneavoastră atât de frumos au citit și se vede că au înțeles toate cuvintele. Deci, cuvintele acelea sunt cuvintele pe care le folosește neamul românesc. Vă mulțumim. Vă mulțumim și noi. Doamna Elena Cojocari de la Muzeul de Istorie din Chișinău, dacă dorește un cuvânt de încheiere. Știu că a ridicat mâna de mult. Elena, sunteți cu noi. Da, vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit alături de dumneavoastră în această minunată comunitate. Știți, cred că eu sunt copilul care a crescut pe abecedarul scris de Grigore Vieru și toată generația mea. Atunci când am mers la școală de 6 ani, în 1986, noi încă am învățat grafie chirilică și abecedarul nostru era în grafie chirilică și am învățat limba rusă din clasa 1 până în clasa 12. Dar primul abecedar a fost din ziarul Literatura și Arta. L-am și acum. Nu este cu mine, este în sat. Sunt din satul Hristoforov, care e un ungheni. Sunt exact vis-a-vis de Iași. Iașul a fost primul oraș românesc pe care l-am văzut când am absolvit liceul și aveam așa impresie că am călcat pe lună, nu am călcat peste Prut. Acum activez la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și colaborez cu colegii de la Iași cel mai des. Și cu doamna Adina la fel. Și vreau să vă spun că noi trebuie, absolut toți, ca părinți, ca profesori, eu sunt în afară de muzeograf, în afară de
persoană care lucrează în domeniul culturii și educației și sunt la școală profesoară de istoria românilor și universală, am și copil în clasa 7 și trebuie să fim corecți față de istoria noastră, față de limba noastră și să spunem lucrurilor pe nume, fiindcă este limba noastră cea română, este Ziua Națională a Culturii Românești, este Ziua Națională a Portului Popular, ceea ce la noi în Republica Moldova încă, vreau să vă spun că la nivel politic nu se ia în considerație acest lucru. Cu părere de bine, generația de tineri din 1991 până 2021 sunt 30 de ani de independență, sunt 30 de ani de când la școală se învață limba română, nu limba moldovenească, dar o carte se cheamă limba română, limba și literatura română. Și se învață curicula istoria românilor și universal. Cât nu s-au străduit ceilalți să schimbe tot felul de istorie integrată sau tot felul de istoria Moldovei, datorită acestei tinere generații și datorită faptului că profesorii de la universități au știut să facă față presiunilor politice. Și noi toți, și chiar cel mai tânăr polițist de pe stradă, când o să oprească, o să vorbească în română și o să spună, da, eu vorbesc limba română, sau vânzătorii la magazin, sau oricare altcineva. Și pentru acest lucru, noi trebuie să-i spunem mulțumesc inclusiv lui Grigore Vieru, care a bătut clopotele și ne-a învățat. Frumos. Mulțumim pentru această mărturisire de suflet, iată, de la fața locului. Și când vibrăm cu emoții, când iubim, simțim că trăim cu adevărat. Să nu uităm că Nicolae Dabija spunea atât de simplu, iubirea ce port mă face să mă simt liber, chiar și atunci când sunt închis. Deci iată, această legătură de suflet ne va ține împreună și ne va face să vibrăm, să simțim cât de frumoasă e viața. Și așa cum spunea Grigore Vieru, cânt cavioara și cu nerăbdare aștept dimineața. Deci ați fost prima generație care a învățat pe abecedarul lui Grigore Vieru. Să nu uităm că prima generație, de fapt, din ziare, din poeziile lui din ziare a învățat și sunt contemporani cu noi acei copii, care acum sunt adulți și au copii aici la școala Junimea din Moreal. Noi vă îmbrățișăm cu mult, mult, mult drag. Vă mulțumim pentru că ați fost aproape. Vă salutăm cu mult drag și nu uitați că pe site-ul junimearomana.com găsiți conferințele viitoare. Pe 26 martie avem o conferință dedicată poveștilor. E vorba de doamna Adriana Ene de la Bucuria Poveștilor, care ne va povesti pentru cei mari, pentru cei mici, povești cu miez, cu tâlc. Vă așteptăm cu mult, mult drag. Dacă cineva în încheiere mai vrea să zică ceva, vă îmbrățișăm de aici, de departe, de peste ocean și vă așteptăm să ne vedem pe 26 martie și la conferințele următoare. Mulțumesc tuturor! Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim! Vă îmbrățișăm de pe ambele maluri! Mulțumim mult pentru tot!